Ziua, sunt Gabriela Șerbănescu, pacient de mai bine de 7 ani cu afecțiune autoimune și cancer de tiroidă. Și după ce că statul nu ne acordă tratament pentru una din bolile autoimune, anul acesta a culminat și cu scoaterea de pe piață a 2 medicamente. Eu, primul medicament este Eutirox. Eu sunt pacient cu, printre altele, și cu cancer de tiroidă și trăiesc pentru că există Eutirox și s-a inventat Eutiroxul. Însă din februarie, odată cu COVID-ul, se pare că a dispărut de pe piață Eutiroxul și nu de pe piața din toată România, adică nu numai că eu nu l-am găsit într-o farmacie. Și dacă stăm să ne gândim bine, Eutiroxul nici măcar nu era un tratament care ajuta într-un fel sau altul COVID. Și pentru lipsa lui de pe piață, autoritățile au găsit de cuvință să ne spună că, de altfel, noi suntem cei vinovați, pacienții sunt vinovați că nu se găsește Eutirox pe piață, pentru că ne facem stocuri. Deși am încercat în fel și chip să explicăm că n-ai cum să-ți faci stoc din ceva ce nu există în farmacie, dar se pare că totul a rămas doar o vorbă a noastră și am încercat să facem și petiții, să mergem și la guvern, să facem asta. Deci Eutiroxul nu asta. Deși am explicat că un pacient operat de tiroidă, așa cum sunt eu, dacă nu și-a Eutiroxul 2 luni jumate, ajunge în ATI ca și cel cu COVID și moare pentru că efectiv nu ai cu ce să înlocuiești Eutiroxul. Și cum ca totul să fie frumos și să umplem problemele pacienților, a dispărut și plachenilul. Este foarte adevărat că plachenilul ajuta în perioada respectivă la COVID, însă am fost lăsat și fără acest medicament. Deci, pentru sindrom Sjogren, statul nu aduce tratament, Eutiroxul a dispărut ca o floricică și ca să fie asta, a dispărut și plachenilul. Cum Eutiroxul nu ai cu ce să mă înlocuiești, ne-am îndreptat către medicul specialist în evidența căruia și am întrebat cu ce am putea să înlocuim totuși plachenilul, pentru că noi pacienții cu boli autoimune luăm acest plachenil de o viață, de când avem afecțiunea. Și ne-a zis că putem să-l înlocuim cu ce dorim noi, cu ce vrem noi, să mergem într-o farmacie. Trebuie să se înțeleagă că noi pacienții cu boli autoimune nu putem să facem experiențe. Deci aș vrea să spun că de când sunt pacient cu boli autoimune, aceasta a fost perioada cea mai grea din perioada asta. Ca să nu mai vorbim că accesul la spital a fost absolut restricționat total. Deci am vorbit cu medicul și am spus că am nevoie de rețetă, că nu mă simt bine, că tratament nu iau nici pentru tiroidă și nu iau nici pentru boala autoimună. Și că starea mea de sănătate s-a înrăutățit, mă simțeam de la o zi la alta mai bolnavă, mai obosită. I-am spus că ar fi cazul măcar să mă vadă și i-am spus că îi pare foarte rău, dar spitalul este spital COVID și pe mine nu mă poate vedea ca pacient cu o afecțiune cronică și dacă am să-i spun ceva, pot să-i spun la telefon sau pot să mă duc efectiv în farmacie și să-mi cumpăr un medicament care consider eu că mi-ar face wow, foarte bine. Apoi, tot în perioada aceasta s-a lansat foarte mult ideea să facem consultații, telemedicină, prin WhatsApp, prin mail, dar eu aș veni să întreb, da, e ok, dar sunt câteva probleme care chiar nu pot fi rezolvate prin această telemedicină. Unul, medicul nu te poate consulta, medicul nu te poate vedea, rețetele. Aș vrea să ne înțelegem că atunci când noi când mergem la spital, medicul specialist ne dă o rețetă cu care ne ducem la laboratoare și ne facem analize. Ori aceste recomandări, statul a uitat să transmită, probabil, a uitat, între ghilimele, bineînțeles, să transmită către laboratoarele unde noi de regulă ne făceam analizele, ca să zic așa, bioclinica, Sneva, mă rog, fiecare unde și le făcea, să poată să fie acceptate și trimiterile trimise pe WhatsApp. Ori în momentul în care mie mi-a recomandat medicul să-mi fac un set de analize, că pentru că eu tot timpul mă plângeam că nu mă simt bine și nici nu aveam cum să mă simt bine, neavând Eutirox, neavând plachenil, neavând tratament pentru Sjogren, deci clar eu nu mă puteam simți bine și medicul mi-a trimis prin WhatsApp o
recomandare, dacă îi pot spune așa, să mă duc să-mi fac eu un set de analize. Ori Sineva a spus și bioclinica, laboratoarele în general spun că nu recunosc astfel de trimiteri. Deci, până la urmă, tot noi ar fi trebuit să facem cumva să și plătim aceste analize, care sunt extraordinar de scumpe și sunt pe care nu ți le poți permite să ți le faci doar așa. Mă rog, până la urmă să spunem că plaquenilul, într-un fel sau altul, a revenit, dar cu greu. Cum ne-am descurcat în perioada asta, ar trebui să le mulțumim în primul rând și în primul rând Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, care m-a salvat de câteva ori prin donație de Eutirox, m-a ajutat cu, m-a îndrumat către farmacie undeva să-mi comand, m-a învățat că de fapt, cred că asta era practic treaba farmaciei, treaba statului să se ocupe de această problemă și să vorbească la doamna Rosalina Lepădată, a vorbit la farmacii, să dăm recomandările către farmacii și să ne programăm și așa am reușit să facem rost de Plaquenil. Și prin donația făcută de asociație am reușit să ne luăm pe adevărat cât o folie, dar când nu ai nici folia aceea și te gândești dacă nu mi-a luna asta Eutiroxul s-ar putea să ajung să mor, ne-am bucurat pentru o folie de Eutirox pe care până la urmă am luat-o la recomandarea medicului, deci nu luăm Eutirox ca așa vrem noi. Acea folie a fost viața noastră, pentru noi a însemnat foarte mult chiar și o folie. Foarte greu a fost. A fost perioada cea mai neagră și cea mai tristă din viața mea de pacient cu boli autoimune și sper să nu se mai repete a doua oară.